Stimați telespectatori, ne aflăm la o nouă emisiune în slujba comunității. Invitați de această dată în platoul Informația TV sunt primarul Ințe Ludovic din Halmeu, alături de colega mea, Stella Cădar. Domnule primar, sunteți la al treilea mandat la conducerea primăriei Halmeu. Noi am calculat că în cei 14 ani, din 2004 până în 2014, ați fost în slujba comunității timp de 3680 de zile. De fapt, meseria dumneavoastră adevărată este cea de medic veterinar. Cum ați făcut trecerea de la medicină la administrație? Asta ar fi prima întrebare pe care vreau să vă pun. A fost ceva neobișnuit pentru mine, deși am lucrat cu oameni, fiind, am lucrat la o fermă de vaci, am lucrat cu mulți oameni, am fost șef de fermă, medic epizootolog, dar totuși administrația locală a reprezentat ceva nou pentru mine. Păi, practic, în primii doi ani trebuia tatonat terenul, deci trebuia să mă obișnuiesc cu metoda, cu stilul de lucru, cu tot, deci absolut tot era nou pentru mine. Care sunt proiectele care le continuați de la un mandat la altul? Sau spuneți-ne, de fapt, cele mai importante proiecte pentru Halmeu, care le-ați implementat în Halmeu? Am început mai multe proiecte. În 2006 am început, prin ordonanța 7 a Guvernului, împreună cu Turul Lungu, stația de purare și canalizare comună, prin care am realizat, în acest an vom termina, uite, după 8 ani, reușim să terminăm stația de purare și cele 5 km de canalizare. Tare ne-am bucurat atunci că am fost, cred că, primii în județ și bun e proverbul care zice că din primii vor fi ultimii și din ultimii vor fi primii, că am ajuns că n-am mai putut accesa fonduri europene, fiindcă n-am avut autorizație de funcționare la stație de purare. Deși am atenționat politicienii să schimbe criteriile de acordare a, de accesare a fondurilor astea și totuși n-am reușit să... Deci, practic, n-am putut nici la măsura 3.2.2, nici la alte măsuri unde am putut obține fonduri europene, n-am putut accesa din acest motiv, că neavând autorizație de funcționare, ori stație de purare fără să ai racordă, nu poate funcționa. Acum se pare că vom ajunge prin masterplanul APA-Servului, în prima fază se va extinde rețeaua de canalizare cu 6 km jumate, atât la nivel de localitatea Halmeu, cât și la nivel de localitatea Turul Lung. Aceasta va pune practic în funcție stația de purare și vom rezolva o mare problemă a halmenilor, a tuturor locuitorilor, dar mai ales a celor care stau în centru de comună, unde sunt blocurile și unde nu există la ora actuală o canalizare performantă. Când vor începe lucrările? Săptămâna care vine sau în sfârșitul săptămânii acestuia se va pune pe SEAP. Practic, eu văd cum știu că merg treburile la noi cu contestații și cu birocrația asta noastră. Undeva la anul viitor se va lucra efectiv la această lucrare. Spuneți-ne de primăria Halmeu. Ați renovat-o? Am renovat-o. Chiar am zis la colegi înainte de a intra în emisiune că îmi pare rău că n-am făcut niște poze cum arăta în 2004 când am ajuns la nivel de primărie. Am început cu reabilitarea internă a clădirii, după aia exteriorul, după aia ne-am dat seama că nu avem încăperi destule, nu se vede din față, avem o clădire în spate care în 2008, în decurs de o jumătate de an, am construit-o din bani guvernamentali, am început undeva în luna iunie și în decembrie am tăiat panglica pentru acea clădire. Când am văzut că nu merge cu canalizarea, am început cu asfaltarea străzilor. Am asfaltat undeva la jumătatea străzilor din localitatea Halmeu, am asfaltat localitatea Băbești, având o singură stradă complet. Asfaltările din bani? Din bani proprii. Vreau să spun că numai ghinioane am avut cu fondurile europene. Am depus un proiect la măsura 3.2.2 unde am avut cuprins asfaltări de drumuri, un after school
și păstrarea tradițiilor culturale era componenta culturală a proiectului. Am obținut punctajul maxim, fără finanțare, din cauza gradului de sărăcie. Deci ăsta a fost criteriul, deci halmenii nu au fost destul de săraci ca să primească fonduri. Da, era vorba de un proiect de 2,5 milioane euro. Exact. Da. Ca să ne trezim după vreo 2 ani, după ce am primit acest răspuns, că totuși proiectul nostru intră la finanțare, dar între timp noi jumătate din străzile care am avut în proiect le-am asfaltat și ne-a refuzat a doua oară pentru acest motiv, că n-am mai avut străzile neasfaltate. Da, domnule primar, haideți să vedem care sunt relațiile dumneavoastră cu conducerea Consiliului Județean, cu autoritățile naționale. Eu zic că sunt... Sau autoritățile locale. Eu zic că sunt normale cu autoritățile județene, cu autoritățile naționale mai puțin avem de lucru. Avem de lucru în condițiile când organizăm un concurs sau, mă rog, când... niște proiecte când depunem. Deci eu zic că avem condiții normale de lucru, de ajutor reciproc. Deci suntem la nivelul județului, nu suntem obstrucționați sau în ceea ce pot ei ne ajută. Vă ajută cu fonduri, vă ajută cu... Cu fonduri n-are de unde. Fondurile primim la începutul anului, bugetul care îl primim și în rest ne gospodărim din Bugetul acela este alocat în funcție de culoarea politică a primarului? Nu este. Deci chiar pot să spun că în acest an toate comunele, exceptând una, două comune care au avut ceva datorii mai vechi, în rest 173.000 am primit fiecare comună. Indiferent de mărimea comunei, unii colegi au comentat faptul că trebuia să ține cont de mărimea comunei sau de alte criterii, da, deci din punctul ăsta de vedere nu a fost avantajat nimeni. Da, domnule primar, sunteți printre puținii edili care n-ați fost declarat incompatibil, cu toate că faceți parte din ADI. De ce? Nu vă pot răspunde la această întrebare, nu știu de ce. După cum mi-au spus colegii, s-ar putea să fiu după această misiune. Nu mi se pare normal cu ceea ce se întâmplă la nivelul primăriilor. Deci eu nu consider un lucru normal. Noi, la nivel de Halmeu, o singură persoană avem care nu este... deci este contractual, bibliotecară. Ori nu vă supărați, sunt alte primării unde este femeie de servici. Femeia de serviciu ne reprezintă la aceste asociații. Nu se pot lua hotărâri. Eu chiar am atenționat, suntem la un ADI la Livada, să ne înștiințeze din timp cu măsurile care vor să iei, să informăm consiliile locale, că nu, deci persoanele respective nu au putere de decizie. Și vedeți o rezolvare a situației. Eu cred că au exagerat anii din acest punct de vedere. Eu nu zic că, probabil că dintre colegi sunt incompatibili adevărați, dar faptul că reprezint comunitatea la nivel de ADI, Apa Serv, Satu Mare, eu nu văd. Din moment ce n-am fost retribuiți pentru această reprezentanță, deci n-am avut niciun beneficiu financiar, să zicem. În afară de faptul că ne-am reprezentat comunitățile care ne-au ales. Ați reprezentat comunitatea care v-a ales sau ați reprezentat partidul din care faceți parte? Sau primarii ajunși acolo în consiliile de administrație reprezintă comunitatea sau în primul rând reprezintă interesele partidului? Doamna Stella, eu... fac parte din UDMR și sunt în UDMR până ce sunt ales. Din momentul ce sunt ales, reprezint toată comunitatea din Halmeu. La Halmeu, componenta etnică este 67% român, 37% maghiar. Deci nu se poate să reprezint numai o comunitate, eu reprezint toată comunitatea din localitatea care m-a ales.
Referitor la această problemă, aș vrea să vă întreb care considerați dumneavoastră că ar fi principalele aturi ale comunei Halmeu? Apropierea de granița cu Ucraina, multiculturalitatea despre care ați spus și dumneavoastră, sau faptul că e o localitate mică? N-aș putea din cele trei variante. Apropierea de frontiera cu Ucraina a reprezentat cândva un beneficiu. Cu restricțiile care s-au făcut în ultima perioadă, nu prea mai aduce beneficiu, în afară de faptul că este un trafic infernal în Halmeu. Sunt zile când trec peste 1000 de mașini mici, 30-40 de tiruri mari. Sunt zile în weekend când strada care duce spre vamă este efectiv blocată de tiruri. În acest sens, de multe ori trebuie să apelez la poliție de frontieră, la jandarm, la poliție, să oprească tirurile în afara localității, că oamenii aia nu pot intra efectiv în curțile lor. Deci, apropierea cu Ucraina a fost cândva, când au fost diferențe mai mari de preț între produsele din Ucraina și cele de la noi, au reprezentat într-adevăr o facilitate și o multiculturalitate. La Halmeu vedeți că cel puțin de când îs eu primar nu știu să fi fost sau să avem probleme interetnice, n-am avut niciodată. Sunt multe căsătorii mixte, nu poți separa naționalitățile și celelalte probleme. Da, domnule primar, ce rol joacă factorul politic în activitatea dumneavoastră, în activitatea unor edili? Este important ca primarul să facă parte din partidul aflat la guvernare? Este mai bine pentru localitate? Ce să vă spun? Eu până acum nu prea am simțit că am fost la guvernare. În sensul că probabil că sunteți abia acum de câteva luni. Bine, dar se spune că UDMR-ul este în permanență la guvernare. Deci în 10 ani totuși au fost undeva la guvernare. Eu ca și primar al comunei Halmeu nu prea am simțit că am fost la guvernare. Nu prea am avut sprijin în acest sens. Probabil că alții au beneficiat mai mult de faptul că UDMR-ul a fost la guvernare. Probabil de vină sunt reprezentanții UDMR aflați în guvern, în momentul ce dumneavoastră n-ați simțit acest lucru. Probabil că județele Harghita, Covasna și Mureș au profitat mai mult decât județul Satu Mare sau Bihor sau, eu zic, Sălaj. Foarte probabil că aveți dreptate. Domnule primar, Halmeu e unul dintre cele mai importante centre de producere a căpșunilor. Practic e unul dintre, dacă nu zic singura localitate din țară unde se produc atât de multe căpșuni. De ce nu se unesc producătorii de căpșuni într-o asociație ca să poată intra mai ușor pe piață, să poată intra în supermarketuri căpșunile noastre, nu cele din Spania? Foarte greu de răspuns la această întrebare. La Halmeu există o asociație a producătorilor de căpșuni care eu zic că nu mai funcționează în ultimii ani. În momentul în care și-au făcut calculele și au văzut că dacă lucrează cu factura și plătesc toate dările și impozitele și taxele, pierd mai mult decât... Deci unde sunt 20 de oameni, deja sunt 30 de păreri. Și ei erau cam undeva la 20-25 de oameni, care e foarte greu. Deși sunt majoritatea băieți tineri, nu funcționează. Eu zic că nu funcționează, deși ar trebui să funcționeze măcar la nivelul de stabilire a prețului căpșunelor, că contează foarte mult cu ce preț se vinde acest produs. Bine a zis că suntem din cele, cred că zic, cea mai mare comună cu cea mai mare suprafață, undeva la 600 de hectare. Anul ăsta am avut o producție de record între 15 și 20 de tone pe hectar. Care au reușit. De ce nu ați putea face sau să puneți osul la constituirea unei asociații, să le dați un, să zicem, un sediu? Pe de altă parte, de ce n-ați putea pune la dispoziția lor niște camere frigorifice?
Cu fonduri europene sau... E foarte greu. Există la nivel de hal meu un beci unde sunt camere, posibilitatea de a face frig. Dar acest produs, cei care vin, care duc la distanță mai mari, vin cu mașini frigorifice, să știți. Nu mai sunt de acord să depoziteze luni de zile. Noi ceea ce vrem ca și Consiliul Local, vrem să le amenajăm la anul un loc unde să-și poate desfășura în condiții civilizate această tranzacție care se face la nivel național. O un fel de piață în gro. O să găsim o locație și cred că deja vom începe la lucrarea acestui proiect de acest an. Practic cât la sută din populația Halmeului e implicată în... Eu pot să zic că peste 90%, nu știu dacă sunt 10% din case care nu are plantație cât de cât o plantație, da. Măcar da, pentru consumul propriu. Deci sunt producători cu 10 ari, dar sunt producători și cu 5 hectare, chiar și cu 10 hectare de căpșuni, ceea ce e foarte mult la nivel de forță de muncă. La un moment dat, la perioada alegerilor, zilele anterioare și după alegeri, au rămas blocați că nu au mai venit muncitorii sezonieri înapoi, au fost duși la alegeri și nu au avut cu cine să culeagă căpșuni. Sezonierii de unde vin? Cred că din toată țara. Din toată țara? Județele limitrofe, majoritatea, sălași. Și din Maramureș, au fost și din... Aveți și din sudul țării? Au fost și din sud. Au fost duși la alegeri, spuneați. Cine i-a dus la alegeri? Oamenii vin deja, au gospodarul lor, majoritatea care sunt vechi, deja vin la sigur. Dar sunt o parte care vin la nesigur și caută. Vă întrebam cine i-a dus la alegeri. S-au dus ei la comunele unde s-au dus la alegeri, s-au la, dus la alegeri, da. Ce am alegeri am avut europarlamentare. Da. La europarlamentare, da. Da. S-au dus să voteze, practic, s-au dus să voteze și nu s-au mai întors. Da. Și domnul primar spunea au fost duși la alegeri și întrebam cine i-a dus la alegeri. I-au dus, au venit microbuse, după ei i-au dus și după o zi, două, revenit înapoi la nivel de hal meu. Da. Da, domnule primar, haideți să revenim la guvernare. Ce părere aveți despre intrarea UDMR la guvernare? A fost un lucru bun? A fost o decizie înțeleaptă? Eu v-am mai spus că nu prea am simțit că suntem la guvernare. Până la ora actuală o să vedem la urmă ce pierdem și ce câștigăm prin faptul că a intrat UDMR la guvernare. Dar după părerea dumneavoastră e un lucru bun sau rău? Din poziția de opoziție, cu cele 5-6% cât reprezintă UDMR-ul, probabil că nu poți obține mai nimic. Fiind la guvernare, totuși ești mai aproape de foc, cum se spune în cu românește. Cele 5-6%, ce poți face într-un guvern? Ce poți obține într-un guvern? Doamna Stella... Mai ales acum când majoritatea nu depinde de UDMR. Eu chiar acum am discutat cu... Înainte de a intra în studio, am depus un proiect de împădurire acum 3 ani, prin care vrem să împădurim 70 de hectare în localitatea Băbești. Acum, după 3 ani, am primit răspunsul pozitiv că vom primi fonduri. Bănuiesc că, datorită intervenției parlamentarilor noștri de la UDMR, voi realiza acest proiect, dacă voi realiza. Deci este... un beneficiu deja localitatea Halmeu va avea. Da. În urmă cu mai mulți ani sau de-a lungul timpului au fost numeroase dezbateri despre numărul bugetarilor. Că sunt mulți, că sunt puțini. În principiu, dezbaterile au fost pe tema faptului că sunt prea mulți bugetari. Cum stă Comuna Halmeu la această, la această situație? La nivel de personal care lucrează în birouri, 13-14 persoane, dar acum am angajat 4 persoane. Că sunt mulți, că sunt puțini, ni se cer niște situații de la diferite instituții ale statului
care necesită de multe ori zile întregi a unui angajat. Și la 5.000 de oameni, să satisfaci dorințele a 5.000 de oameni care, la Halmeu, eu zic că e puțin. Puțin, ne mai vorbind de salariile mizerabile care au funcționarii publici la ora actuală. Deci nu să întretribuiți muncii depuse. De puțin cât la sută? Spuneți dumneavoastră, domnule primar, cu toate acestea, eu vreau să vă spun că de câte ori am fost în județ, pe teren, la diferite primării, nu prea am găsit acolo funcționarii, bătea vântul în primărie, toată lumea era plecată acasă sau își rezolva alte probleme. Eu vă invit la Halmeu și vă promit că o să găsiți pe cineva. Dacă nu-i la curs sau la ceva instructaj, va fi la locul lui de muncă. Cel puțin de când sunt eu primar, ușa primăriei se deschide la noi la ora 7 și se închide la ora 3 după masă. Cât la sută din schema de personal e acoperită? 2-3 persoane la nivel de ne mai lipsesc și atunci va fi acoperită. Da, deci stați destul de bine față de alte primării care au chiar 30%. Nu se poate lucra cu personal de 30%. Se îmbolnăvește omul și n-ai cu cine înlocui. Da. Și așa, mulți dintre colegi, agentul agricol face și inspecție la construcții, face cu legea asta nouă a vânzărilor de teren, deci fiecare coleg are N sarcini pe lângă sarcina pe care, pentru postul pe care îl ocupă. Da, domnule primar, în acest moment există o majoritate parlamentară alcătuită din PSD, PC, UNPR, UDMR, minorități, mai nou și PPDD. Ce părere aveți? Cât va rezista această alianță, să-i spunem așa? Am crezut că și USL-ul va rezista măcar până la alegeri prezidențiale și vedeți că nu s-au întâmplat. E foarte greu de spus. După mine ar trebui să fie un echilibru între forțe, deci între putere și opoziție și atunci ar merge lucrurile în mod normal. Nici 70% să fie puterea și 30% opoziție nu-i bine. Undeva... Cum să fie un echilibru între putere și opoziție când toată lumea își dorește la putere? Bine, eu vorbesc de număr de parlamentar. Așa am gândit eu, echilibru. Deci undeva puterea 50-55% și opoziția să fie undeva la 45%. Și atunci ar merge mai normal lucrurile. Da, cum vede primarul Halmeului această fuziune dintre PNL și PDL? E problema lor. Probabil că a fost o măsură de a contracara PSD-ul în alegerile prezidențiale. Deocamdată vedeți ce se întâmplă la nivel de PNL. Nu știe toată lumea de care aripă aparține, așa că eu, din punctul ăsta de vedere, n-ar vrea să comentez. O să vedem. Timp o să ne dea dreptate. O să le dea dreptate sau nu celor care au realizat. Din punctul ăsta de vedere, are nevoie România de un partid mare de centru-dreapta? Ar avea nevoie, cum am spus, între putere și opoziție, să fie o putere de dreapta și una de stânga. Prea multe partidulețe apar și... Și UDMR în care arie s-ar înscrie? În care aripa, de dreapta sau de stânga? UDMR-ul ar avea locul undeva în aripa din dreapta, dar văd că... Da. Acum mai de exemplu la... Dacă se poate și în dreapta și în stânga, exact, ori dar, cu exact. Puterea, ori dar cu dacă opoziția. Ar fi, după dumneavoastră, UDMR, ar fi mai aproape de PNL și PDL? Da. Și atunci, în Consiliul Local, cum se vor desfășura forțele, având în vedere fuziunea dintre PNL și PDL? Nu știu. La nivel de satul mare, nu la știu nivel exact. De Halmeu, de la exemplu. La nivel de Halmeu, doamna, până la nivelul alegerilor sunt lupte, din momentul cel puțin de când sunt eu la nivel de comuna Halmeu, după alegerile și după instalarea în funcție de consilier, nu mai sunt lupte.
Deci, la ora actuală, în Consiliul Local al meu, care este majoritatea? Cine alcătuiește majoritatea? Sau cine este la putere la al meu? 7 consilieri UDMR din 13, 3 USL, 1 PPDD și 1... 12 am numărat. 2 PDL. Da, deci... Da, vă spun că nu, orice proiect de hotărâre, eu încerc un stil de lucru cu consilierii din Halmeu. Problemele de obicei le discutăm într-o ședință anterioară. Și în momentul în care vine luna viitoare de ședință, deja problemele, majoritatea problemelor sunt discutate și nu mai se votează. Deci, cred că un singur proiect de hotărâre nu a fost votat în cei 10 ani de zile. Viceprimarul este tot UDMR? UDMR, da. Domnule primar, aveți vreun proiect pe care l-ați început și vă gândiți că nu-l veți putea finaliza până la sfârșitul mandatului? Canalizarea. Cum v-am spus, foarte greu merge. Și la proiecte europene e o birocrație excesivă. Avem un proiect la ora actuală la modernizarea unui drum agricol, unde valoarea de 300.000 de euro ne chinuim de 3 ani de zile și încă nu suntem la faza de execuție a proiectului. Acum am avut zilele astea analiza ofertelor, se va declara câștigătorul, parcă văd că se va contesta și va mai trec câteva săptămâni, luni poate, iarăși va veni iarna, iarăși vom putea începe această lucrare. Da. Un alt proiect mare despre care se discută la nivel național este regionalizarea. Dumneavoastră, ce părere aveți? E bună regionalizarea sau nu? Sau în ce variantă ar fi bună regionalizarea? Nu prea m-am implicat în această probleme. Eu am niște rețineri. Faptul că am aparține Clujului, deja v-am promit mie cei de la județ că nu o să ai probleme și nu o să trebuiască, destul va fi de 2-3 ori să te cheme la Cluj pentru o problemă. Nu știu. Ar trebui o altă metodă să găsească pentru a dinamiza absorpția fondurilor europene decât regionalizarea, dar probabil alții politicieni noștri văd mai altfel lucrurile. Acestea. Aveți vreo idee și despre împărțirea județelor? Nu, sunt nu diferite gândit. Variante. Nu dacă e pe varianta Agenției Naționale de Dezvoltare, ADR-ul de Nord-Vest, conține alte județe. UDMR-ul a avut altă opțiune pentru regionalizare. Deci n-am, din punctul ăsta de vedere. Noi oricum suntem limitrof județelor Bihor, Maramureș, Sălaj. Deci, oricum, din aceste județe ne putem cupla, cu aceste județe ne putem cupla. Poate apropierea de Cluj ar fi mai benefică decât, sau ar fi mai la îndemână un drum de Cluj decât să faceți un drum de București. Da, dacă ar avea Clujul puterea de decizie, da, eu nu văd să scape. Regionalizarea asta înseamnă că... Așa ar fi normal, așa ar fi ideal, cum ziceți dumneavoastră, dar eu cum merg treburile la noi, nu văd chiar așa. Da, domnule primar, spuneați că aveți ghinion în ceea ce privesc absorpția de fonduri europene. Câți bani are primăria Halmeu? Câți bani? Bugetul nostru din acest an este de 48 de miliarde în lei vechi, vă spun, din care 37% reprezintă bugetul școlii. Deci, vă dați seama că 18 miliarde la bugetul salariile cadrelor didactice și a personalului auxiliar, cam 6-700 de mii de lei, avem în an mai bun 800 de mii de lei pentru investiții pe an. Sunt mulți, sunt puțini? Sunt nici puțini, nici mulți. Noi așa ne-am axat proiectele și în fiecare an ne propunem să facem ceva, o lucrare mai mare, ori
asfaltarea unei străzi, ori extinderea unei rețele mai lungi de apă sau chiar și canalizare, pe lângă treburile mărunte care zilnice și care trebuie să le executăm. În afară de taxe și impozite, de unde vin banii de buget? Multe vin din... A fost perioada când mai mulți bani am încasat din amenzi decât taxele de pe locuințe. Se dau amenzi acolo. Aveți noroc cu acel punct de trecere a frontierei, că aduce o grămadă de bani comune. Avem noroc și nu avem noroc. Mulți, dacă, de exemplu, în Ungaria se poate opri o mașină și nu-i dă drumul până ce nu-și plătește omul amenda, la noi sunt stive de amenzi date ucrainenilor și nu se ia nicio măsură împotriva lor, banii aia noi nu vom putea încasa niciodată. Acum, în ultima perioadă, când s-a mai luat măsura reținerii mașinii până la plătirea amenzii, s-a mai recuperat ceva, s-a mai normalizat ceva. Da. Domnule primar, care este raportul dintre români și maghiari la nivelul localității Halmeu? Există neînțelegeri între românii și maghiarii de acolo? Eu am mai spus mai înainte, procentul, mai repet o dată, 67% sunt români, 37% sunt de etnie maghiară. N-am cunoștință să fiu, probabil că sunt și de o parte și de altă parte oameni mai cu concepții diferite, dar așa să avem conflicte interetnice, n-am cunoștință și nu cred că vor fi. Aveți localnici plecați la muncă în străinătate? Cam cât la sută? Sunt destui de mulți, estimăm undeva la 1000, în perioada asta peste 1000 de persoane, poate chiar 1500 de persoane, la munci sezoniere agricole. Foarte mulți au plecat în perioada asta. Cu ce vin ei înapoi? Vin în afară de bani? Vin cu tehnologii noi, de pildă, de cultivarea căpșunilor? În primul rând vin cu bani și majoritatea, să știți, că investesc banii câștigați dincolo. Și vreau să vă spun că majoritatea fermierilor din Halmeu sunt, ceea ce este pentru mine îmbucurător, sunt tineri. Și parcă este o concurență între ei. Dacă vede unul că vecinul are niște solarii mai ca lumea, el se apucă și el. Deci sunt foarte mulți tineri. Eu cred că 60% din județul Maramureș este aprovizionat de halmeieni cu legume, începând de la roșii, castraveți, ardei, vinete, tot ce doriți la nivel de comuna Halmeu se găsește la ora actuală. Sunt și exporturi în Ungaria. Chiar într-o perioadă, un coleg de-al meu, la Informația Zilei, a scris un material că castraveții de Halmeu ajung în Ungaria și apoi vin în România înapoi în borcane. Păcat că știu undeva într-un orașel de lângă noi unde s-a făcut o fabrică de prelucrare a legumelor și nu, după câte știu eu, nu funcționează. Ar fi bine și la nivel de Halmeu, un investitor care vede o fantezie, eu garantez că materie primă e asigurată 100%, dar deocamdată investitorul nu vine. Dar ați dat cumva sfoară în țară? Că, uite, sunt localnici. Dăm facilități, deci încercăm să popularizăm și cu căpșuni și cu legume. Nu sunt doritori din localitate, din localnici. E o investiție mare și probabil că nu au curaj oamenii să se apuce de această investiție. Da, domnule primar, revenind la politică, vreau să vă întreb dacă mai vedeți posibilă o alianță PSD-PNL la viitoarele alegeri, să spunem, la viitoarele alegeri locale. Doamna Stella, în politică văd că totul este posibil. Se aliază dreapta cu stânga, stânga cu oricine, deci după mine totul este posibil. Cei care au fost prieteni
la Cataramă acum ați dușman de sânge, așa că nu văd de ce să nu fie posibil. În politică orice este posibil, spuneți dumneavoastră, în aceste condiții. Credeți că dacă PNL și PDL sau candidatul susținut de cele două partide la alegerile prezidențiale nu va câștiga acele alegeri, nu mai putem vorbi de fuziune? Se vor răzgândi liderii celor două partide? Vor renunța la această idee? Probabil că da. Probabil că da. În politică sau între politicieni nu contează altceva nimic decât câștigarea alegerilor, nu contează ce este important pentru România, pentru români. N-ar trebui să fie pe primul loc interesele comunității și apoi, abia apoi, celelalte interese de partid. Așa ar trebui să fie, cum spuneți dumneavoastră, și așa ar fi frumos și normal după mine. Dar, din păcate, nu întotdeauna se întâmplă așa. Da, spuneți-ne cum decurge o zi din viața unui primar. Ce fel de oameni calcă pragul primăriei? Cum am spus, noi începem la ora 7 dimineață. De obicei, eu sunt primul care sunt la primărie. Eu deschid ușa primăriei. După aia vin colegii. Tot felul de oameni vin. Astăzi, de exemplu, am avut o grup de oameni din localitatea Turți cu probleme de fond funciar. Care vor pământ la Halmeu. Care au pământ în Halmeu, dar nu și-au rezolvat problemele în sensul că n-au nici titluri, n-au nici acte, n-au nici nimic. Cum stă Halmeu la capitolul eliberarea titlurilor de proprietate? Halmeu stă foarte bine la nivel, peste 90% sunt eliberate, deci practic chiar persoanele care din diferite motive n-au vrut sau avem câteva procese pe rol unde nu s-au făcut. Deci, din acest punct de vedere, stăm bine. Da. Vreau să vă întreb, pe ce obiective mizați când vine vorba de promovare turistică? V-ați gândit la o promovare turistică? Aveți localități înfrățite? Am avea localități înfrățite. Suntem înfrățit cu francezii, cu Saint-Marcel-la-Valence. Chiar săptămâna, duminică a fost o săptămână, când am avut aniversarea a 10 ani de înfrățire. Am avut un grup de halmeni care au fost la acest eveniment în Franța. Relația ține de 10 ani. Francezii vin aproape anual la noi, se simt foarte bine la noi. Ne-au ajutat începând cu autobuze. Ne-au adus 2-3 autobuze, cred că mașină de stins incendii, salvare ne-au adus. Deci cu ce pot ne-au ajutat. Și avem cu Ucraina, cu Deacovo, cu Nevetlen. Suntem înfrățiți, care e prima localitate de lângă graniță. Zic de înfrățiri pentru că mă gândesc, în localitatea franceză sunt și halmeni care lucrează. Sunt halmeni și sunt deja câteva căsătorii la nivel de Saint-Marcel. Da. Dar practic halmenii în ce țări merg și să lucreze? Belgia, Austria, Franța sunt mulți, Anglia mai nou. Deci, practic, sunt în Franța sunt cei mai mulți. Da, în toată Europa putem spune că sunt. Ai spus că și muncesc și în agricultură. Da. Ce anume agricultură? Fac legumicultură, de fapt. Legumicultură, da. Și vin cu idei noi de unde lucrează. Vin și pe tehnica asta pe folie de câțiva ani a apărut. Și a apărut din exterior la nivel de halmeu, că până acum s-o planta, știm că pe sol, nu pe folie. Da. Puteți enumera, domnul primar, trei personalități din satul mare cărora le prevedeți o carieră lungă în politică? Păi, n-aș vrea să jignesc pe nimeni. Păi, în primul rând, cei tineri. Poate că aș enumera patru atunci. Domnul Chereșcheni sau domnul Potochi de la UDMR, domnul Govor de la PSD și, de ce nu, domnul președinte Adrian Ștef. Băieți tineri, ambițioși, au tot viitorul în față, să se afirme în politică.
Da, domnule primar, ne-ați dat chiar 4 nume de tineri politicieni care, din punctul noastră de vedere, vor reuși în politică, se vor afirma. Eu vă rog să ne dați și 3 nume de politicieni care, la un moment dat, promiteau mult, dar și-au ratat cariera politică. Președintele PNL-ului, președintele la nivel național, eu am rămas oarecum surprins de ultimele fapte care s-au întâmplat la nivel de PNL. Vă referiți la domnul Antonescu, da. Sau ce a greșit domnul Antonescu din punctul noastră de vedere? Da, acum ei știu, na, e greu de la nivelul ăsta nostru de... În primul rând, faptul că a ieșit de la guvernare, s-a rupt USL-ul care s-a format, nu știu. Foarte deci... bine că au ieșit de la guvernare, a intrat UDMR-ul la guvernare, dacă da, n-ar fi da, ieșit mă rog, PNL în de tot la guvernare. Un bine, da. În tot răuși și un bine. Alții politicieni, nu știu. Asta e ceva mai recent. Nu m-aș ocupa de alții. Da, puteți să ne dați 3 nume de miniștri noi din cabinetul Ponta care vă plac. Domnul Corodi, știu că a mai fost la ministrul mediului și a făcut treaba. Doamna ministra a finanțelor, deși tânără și criticată în ultima perioadă, după ultima întâlnire între domnul președinte. Ce vă place la doamna ministru? O avut la doamna ministru a finanțelor? Da. Nu știu cum a avut curajul la vârsta ei. Nu știu ce experiență are în spate. Deci trebuie să fii curajos să accepți o funcție de asemenea greutate. Care este... Trebuie să fii curajos să accepți o funcție de asemenea greutate sau trebuie să fii curajos să oferi o astfel de funcție unei persoane care are abia 33 de ani? Eu nu știu dacă... Nu, eu... E foarte greu de tras linie între ceea ce mi-a zis dumneavoastră. Eu admir curajul ei că a acceptat această funcție. Vorbind de acest lucru, care e părerea dumneavoastră despre scăderea CSE-ului? E bună? Va revigora economia sau, din potrivă, nu vom avea bani de pensii, după cum zice președintele Băsescu? Dacă nu acoperim lipsa din altă sursă, nu vom avea, probabil. E greu de spus. Sunt finanțiștii care ar trebui să facă niște calcule înainte de a lua o asemenea măsură. Deci, după mine, e greșit să faci niște măsuri populiste în an electoral, ca la anul să suferim, luând niște măsuri mai dure pentru a recupera sau a umple golul care am creat. Aveți un model de om politic sau mai mulți pe urmele cărora ați vrea să mergeți? Da, nu mi-aș putea alege un om politic. Mă abțin la această... Nu vreau să vă răspund la această întrebare, dacă se poate. Da, domnule primar, eu vreau să vă întreb, având în vedere că Halmeu este o localitate învecinată cu Ucraina, cum credeți sau cum vedeți că se va rezolva problema Ucrainei, tensiunile din Ucraina? Acolo sunt probleme foarte grave. Și dacă nu intervin marile puteri, noi suntem prea mici. N-am reușit, deși tare aș fi dorit să mă întâlnesc cu omologul de dincolo, să vorbim personal. Suntem în relații bune. Știu că au fost în Halmeu. Nu eram în zonă când o traversat Halmeu, că el mi-ar fi spus mai multe detalii decât ceea ce vedem noi la... E regretabil că se întâmplă ceea ce se întâmplă acolo. Suferă o populație care nu este vinovată pentru ceea ce se întâmplă acolo. Tensiunile de acolo se răsfrâng și asupra localității Halmeu, asupra locuitorilor. Ce vă spun oamenii? Deocamdată nu, dar să știți că a fost o perioadă când am fost întrebați dacă suntem pregătiți să primim refugiați din Ucraina. Și sunteți pregătiți?
Nu suntem pregătiți, suntem pregătiți să-i primim așa pentru o zi, în afară de cămine culturale și o sală de sport sau o școală, nu avem dotarea respectivă de a primi. La Halmeu funcționează și un centru de permanență. Medical. Nu este centru de permanență, dar sunt doi medici de familie, din care unul întotdeauna este în localitate. Cum de nu este un centru de permanență? Am încercat și am rugat în primul rând pe medici de familie. Nu a fost voință, eu știu ce motive, n-am reușit să înființez, deși am încercat să fac această treabă. Există un proiect al județului Satu Mare la care să fie arondate mai multe comune sau e un haos, fiecare se descurcă cum poate? Există și la Adia Paseră. Dumneavoastră în câte proiecte sunteți? În câte asociații județene sunteți implicat? Suntem în multe. Cel mai benefic pentru mine, pentru noi, pentru la ora actuală, este Adi Apaserv Apă Canal. Și alte asociații? Spuneți că sunt multe. Suntem la nivel de oraș Livada, unde suntem 10-11 comune cu salubrizare. Suntem într-un alt Adi cu Turulungu, pentru extinderea rețelei de canalizare. Am înțeles că problemele sociale după despărțirea de Turulung s-au mai... De Porumbești s-au micșorat, e adevărat? Au plecat persoanele sărace în cealaltă comună? Localitatea Cidreag, după mine jumătate din locuitori sunt de etnie romă, care au plecat cu despărțirea Porumbeștiului de Halmeu. Și atunci, ajutoare sociale la câte persoane dați acum? Noi, la ora actuală, în jur la 30-40 de persoane, fluctuează în perioada de vară mai puțin, în perioada de iarnă la mai mulți, din care jumătate sunt pensionari cu pensii mici. Deci, practic, cam jumătate... Da, cei care... La muncă în folosul comunității? Da. La ce anume? La măturat, la tot ce vine la rând. Dar, din păcate, în perioada de iarnă nu prea sunt din ăștia care sunt, ar trebui să lucreze în folosul comunității. Vin în perioada de iarnă, când în afară de curățerea zăpezii nu prea ai ce să le dai de lucru. Da, ați spus că nu ați beneficiat de fonduri europene și că vă gospodăriți din fonduri proprii. Ce utilaj aveți la primărie? 3 tractoare, un buldo excavator, vidanjor, mașină de stins incendii, o salvare. Deci avem la nivel de... Avem un plug cu care tragem zăpada, deci ne gospodărim. Aveți și oameni care să le conducă? Ne-au adus francezii. Și la ce o folosiți? De exemplu, zilele comunei. Este dacă se îmbolnăvește cineva, până la turs poți fugi cu... Deci nu avem personal calificat, să nu vă gândiți că avem noi. N-aveți personal sanitar, da, nu. N-aveți un șofer angajat? Nu. Păi asistenții din comună care sunt. Sau cine conduce tractoarele și... Aveți personal angajat? Avem personal angajat, că altfel nu se poate. Aveți mai mulți șoferi? Avem mai mulți șoferi, unul acum ne-a lăsat de o săptămână, dar avem și o camionetă, l-am și uitat să vă spun. Salariile nu prea sunt tentante pentru muncitor. Da, despărțirea de Porumbești s-a făcut fără probleme? Sau au fost făcut fără probleme dacă în alte comune... Depinde între orașul Nou și Irac și au fost probleme foarte mari. Da, sau Agri și Botis, cred că nici acum nu au făcut delimitarea hotarelor. Noi, cred că în jumătate de oră am delimitat hotarele, le-am dat partea lor un tractor, niște imprimante și niște calculatoare din câte am avut. Așa și eu zic că la noi o decurs fără probleme. Și ați ajutat la început de drum. Da. Și au fost, din punctul nostru de vedere, au fost benefic despărțirea
de ei și pentru ei și pentru noi. Pentru ei au fost, în perioada aia s-au împărțit banii la nivel de Consiliu Județean și la comunele astea nouă înființate s-au pompat mai mulți bani, trebuie să recunoaștem că așa a fost. A fost ajutați, practic, da, să da. Înceapă activitate nouă. Da, domnule primar, nu vă tentează o carieră de parlamentar? Nu. Faceți parte din UTMR? Nu. V-ați gândit să candidați pentru Parlament? Veți candida pentru un nou mandat la primăria Halmeului? E prea devreme să vă spun. La noi democrație, deci cel care candidează este ales de alegător, să zicem. Se depun mandate, cine vrea să candideze, și în funcție de cum e susținut politic, candidatul care are mai multe voturi, ăla va candida. Deci această decizie este luată în interiorul partidului, exact, în interiorul Uniunii. Exact. Da, deci în condițiile astea nu puteți să ne spuneți dacă veți candida pentru Consiliul Județean. V-ați gândit Nu am visuri de astea mai în alte politice. În Halmeu. Exact. Înseamnă că organizația UDMR din Halmeu este una puternică dacă vă gândiți că ați putea avea un contracandidat chiar în sânul UDMR Halmeu. Și acum eu ce să vă spun? Al treilea mandat și n-am avut niciodată contracandidat. Asta nu înseamnă că nu pot să am. Eu m-aș bucura dacă aș candida să vină și tinerii din față. A lor e viitorul. Aveți grijă să nu vă audă unul din cei 7 consilieri locali UDMR? Eu îi doresc succes la cel care... Liniștit, liniștit. Din potrivă, ei deja fac apropouri să mai încerc o dată să candidez. Nu știu, nu am discutat nici în familie, nici în partid, deci nu se știe. Privința asta. Dacă renunțați la primărie, veți trece la cultivarea căpșunilor sau la munca? Voi fi pensionar și mă voi distra cu nepoatele mele. Sau faceți și în văd de meserie, care n-am abandonat în toți acești 10 ani. Da. Deci, din păcate, aproape că nu prea mai avem la ce lucra, că foarte mult a scăzut zootehnia la nivel de comună al meu. Oamenii axându-se mai mult pe legumicultură, nu mai au timp de animale. Vaci și cai au scăzut aproape în toate localitățile județului. La nivel de Halmeu, noroc că avem o societate comercială cu 300 de bovine, dar la toată comuna 300 de bovine, la cele 4 sate cu Halmeu cu tot. Cam din câte? Din câte erau? Cât erau în 2004, să zicem? Că atunci în 2004 spunea, era 1000 și, 1000 și. Deci au scăzut la mai puțin de jumătate, da, practic. Sau un sfert au ajuns din... Da. Da, domnule primar, ne mulțumim. Vă mulțumim că ați fost alături de noi la această emisiune. Mulțumim și telespectatorilor că ne-au urmărit. Rămâneți în continuare cu Informația TV.